Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimii s-au arătat. Ce vremuri erau! Geru bă boteze, așa zicea. Așteptam să vie Crucioi. Ne dădeam telefoane fixe dintr-un capăt al altuia din sat. Dintr-un capăt la altul ne dădeam telefoane ca să știm, nu, pe la voi o trecut popă, pe la voi, dar cine e în echipa lui, cu cine? A, e și ea la bună, la are voce bună, așa. Veneau cu donița plină cu apă sfințită, cu pămătuful de busuioc înghețat, că era gelul bobotezii, nu ca acum, gelul bobotezii. Am făcut un pic de preambul până vă adunați, 4895, 5299, toți sunteți ați judecat, mulțumesc frumos! Cafeaua de pe buymeacoffee.com, unde sunteți generoși. Da, am ajuns pragul de 5300 de urmăritori. Mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru abonare, mulțumesc pentru faptul că mă susțineți. De luni până vineri, de la orele 10, sunteți aici la mine pe canal. Și când ajungeți atunci, recuperați seara. Aici vorbesc despre oamenii muncii din diaspora. Tradiții și superstiții de bobotează. Fetele nemăritate rup o rămurică de busuioc din pămătuful, nu vă gândiți la prostii, din pămătuful preotului, îl pun sub pernă și își visează ursitul. Mai credem în așa ceva? Nu știu ce să zic, acum când ai TikTok și Tinder, poți să zici, mi-am pus busuioc în Tinder. Sunteți bine? Cum să nu fiți bine? Că mâine iară e joi, să termină sărbătorile, că e Sfântul Ion, noroc că e weekendul, vineri, sâmbătă, duminică, 7 din 11 ianuarie, stăm un pic de povești. Cum stau și ăștia din coaliție de povești, dar mai mult se ceartă. Eu nu înțeleg, bă. Au acolo algoritmul de guvernare și nu-și pot împărți scaunele, mă, că la ei e problema de cur, nu de cap. Da? Academicianul Moisil, marele matematician, avea un student care nu reușea să-i promoveze un examen. Cu eforturi, cu chinuri, cu restanțe, cu meditații, cu... A reușit să ia studentul un 5. I-a trecut nota 5, profesorul Moisil l-a chemat, l-a sărutat pe frunte și a zis: mergi și spune tuturor că te-a pupat academicianul Moisil în fund. Cam așa-i la politicienii ăștia, cum se bapă scaunele de prefecți. La ei se încurcă capetele, că oricum nu gândesc cu ăsta care-i pe umeri, dar premierii, foștii premieri, au revenit puternic, au revenit în forță. Adrian Năstase a fost invitat în emisiunea Denisei Rifai cu 40 de întrebări. El a crezut că este invitat în emisiunea Ali Baba și 40 de hoți. Puteți să-mi spuneți Ali Năstase, nu Adi Năstase. La întrebarea cine credeți că a fost cel mai bun premier de după 89? Cu aroganță nelucrată, cu aroganță firească, cu aroganță bună, Adrian Năstase a zis, firește că eu. Adrian Năstase n-a fost numai cel mai bun prim-ministru, el a fost și cel mai bun premier și cea mai bună prim-ministru. A fost mai bun decât doamna Dăncilă, firește, evident. A povestit și despre chestia aia când, nu, când l-au prins cu mătușa Tamara, cu milioanele alea, când a luat el decizia să se împuște, dar, neavând experiență, la 2 mm a trecut de carotidă. Acum îmi pare rău, evident, că ce viață bună duce el la cornul. Făcut un pic de pușcărie, nu știu, o dat ceva bani înapoi? Nu știu, că eu nu o ciordi tablă, o ciordi chinezării. O ciordit-o primimită sau nu știu ce. Deci Adrian Năstase a revenit în forță. Păstolul, îl mai știți pe Stolojan? Cu moaca lui, de să-l pui pe stâlp de înaltă tensiune și să scrii 2-20, atenție, sau 3-80. Stolojan. Și el, mă, la Antena 3 sau la RTV, că pe astea nu le deosebesc. Antena 3 și România TV, pentru mine, sunt ca Răzvan și Dani. Nu știu care e unul, care e altul, nu știu care e una, care e alta, da? Stolojan își dădea și el cu părerea până telefon, că e prea mare magraon să vină în studio. Garcea chiar are umor, mi-a plăcut emisiunea de Revelion de la TV. El nu poate să râdă. El dacă râde brusc, face și treaba mare în acel moment. Așa din contrană, dragă Stolo. Nu mai e beteag. Nu mai, au fost beteag când trecea dintr-un partid în altul. Am uit sănătos, își folosește bănuții și se dă cu snowboard-ul. Da, cu Garcea, da, au luat. Da. 15.000 de euro, zicea. La valoarea lui 15.000 de euro pentru Revelionul de la TVR. Dar cât scandal s-a făcut și... Da, e bine. Mr. Bean, Rowan Atkinson, Rowan Atkinson, de fapt, actorul care o joacă pe Mr. Bean, actorul Atkinson a zis că e prea mare stres, e prea mare responsabilitatea ca să-l mai joace pe
personajul pe care el l-a creat, pe Mr. Bean. Deși i s-au oferit nu știu câte zeci de milioane de euro sau de lire, cum au ei, nu mai face niciun film în care el să fie protagonistul Mr. Bean. Ei, Garcia-i Garcia și pentru 15.000 de euro și Leana și Costel și ce personaj avem noi, mă. Chiar mă gândeam așa ce personaje au rămas în umorul ăsta fast food. Leana, Costel, Garcia, orul Mr. Bean e ceva mai... Da, Mr. Bean. O cafeluță bună pe buymeacoffee.com/nicubendea. Inorogii. Inorogii, inorogii. Te ziceam de România TV și de Antena 3, au primit bani de la stat ca să facă o campanie corectă de informare asupra acestei pandemii. Antenele lui Voiculescu au luat cel mai mult, 3 milioane de euro. Și aseară vine Dana Budeanu, știți, pe Dănuța? Vine Dănuța și spune că guvidu-i pentru săraci. Guvidu-i pentru săraci. Că săraca Elena Udrea s-a dus ieri să-și cumpere pită și nu a avut mască la ea. Și-au ieșit vânzătoarele cu franzela și i-au dat-o acolo în prag. Și doamna Udrea, de bucurie, le-a dat și bani și s-a și apucat să rupă din franzelă și să mănânce și guruța ei. Eu știam că gura ei e obișnuită cu cârnații de pleșcoi, cu buzele lui Băsescu, cu mănâncă și Elena Udrea, mănâncă franzelă, mănâncă pâine. Așa e, domnule, că și de icre te scârbești, bănuiesc. Ținea eu un Cristoiu, ți-l blocat încă pe YouTube, încă mai pentru două zile, a zis că eu niciodată nu mi-am folosit faptul că sunt notori. A zis Neanelu Crismoiu, zice, eram la coadă la permise de mașină, că mi se suspendase permisul, l-au prins ăștia în trafic cu permisul expirat. Nu trebuia să-i mai dea permisul. Lasă, Neanelu, că și tu ești expirat. Și după aia s-a dus să îi se elibereze un nou permis de conducere și zice, nu m-am dat mare să spun că eu sunt Cristoiu din Găgești. Am stat și eu ca orice muritor de rând la coadă. Păi stai, moșule, la coadă, că ai tot timpul din lume. A, tu publici pe internet 25 din 24 și de aia pierdeai live-ul, a? Nea Cristoiu, asta este. Nea Cristoiu. Da, gerul bobotezei. Pe vremuri ce frig era, ce fain era. Asta aș mai vrea, să mai aud scârțitul ăla al încălțărilor pe zăpadă. Acum când calci se aude flășc, flășc. China, domne, nu Cristian China Birta, prietenul din București, care e de fapt din Maramu. Cafea o să poate da pe site-ul Baimier, că m-a întrebat o doamnă, zice, am atâtea pungi de cafea acasă, pe care site să ți le las? Doamnă, vorbim în virtual, baimiercoffee.com/nicubendea. Ne descurcăm, totul e să ți dorești. Chinezii, bă, rezi, o chinezii, vorba lui soacră mea, doarme, să odihnește acum. Nu, bă, nu odihna veșnică, perverșilor, să odihnește de la o zi la alta, nu odihna, mai. Chinezii, ca să-și protejeze ghețarii, că au și ei niște ghețari pe acolo, cum ar zice țiriac, în zonele înalte. Ca să-i protejeze de distrugere, de la atâta încălzire globală, au pus niște prelate, niște țesături geotextile care protejează ghețarii de topirea zăpezii și a gheții de acolo. Nu a gheții, mă, imediat mă prindeți. Da? Deci așa au acoperit chinezii, bă, și mulți și n-au nici atâția ghețari. Să pun doamnele Liu Ping și Liu Xing, își lasă copiii să se joace cu lilieci, își lasă soții să se distreze cu pangolinii. Și dacă iau vreo 200 de milioane de doamne din China și să apucă ele de croșetat și de tricotat, nu numai ghețarii vor fi acoperiți cu o prelată antisoare și căldură. Tătă țara stă sub o prelată, cum erau pe vremuri la anunț corturile de la armate. Le mai țineți minte? Alea kaki. Da, cultura și civilizația chineză. Uite, Loredana Groza n-a mers în Zanzibar, n-a mers în Maladive, a mers în Mexic. Să vadă ce-o mai rămas din Imperiul Aztec, așa. De drag ei, azi treci, mâine treci, poi mâine ci rămâi. Iată că se terminară 10 minute. 10 minute în care stătui de povești cu voi stătui de povești. Așa că vă aștept la comentarii să dezbatem și alte teme sau de ce nu pe astea abordate. Să termină sărbătorile, vorba lui tata, să termină minciunile. Din 11 ianuarie vom trece la treabă, dar care treabă? Avem atâtea pe cap și atâtea de făcut, de nu știm de ce să ne apucăm. Dar încet. Tot vorba socrilor, că le-am descebăluit noi până la capăt.
Mulțumesc de urmărire și mâine de la 10 să fiți aici, că timpul repede trece cu voi, dragi amici. Bă, da, bun la versuri, bun rău, alo.